Avem o nouă serie de modificări fiscale, în mare parte cerute de mediul de afaceri, iar astăzi discutăm cu domnul Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali. Presupun că mare parte dintre măsurile astea nu sunt noutăți pentru dumneavoastră, mă refer la cele din noua OUG, lucru pe care probabil le așteptați, că au fost așteptate și de către mediul de afaceri. Să luăm totuși pe rând, de fapt, principalele măsuri. Avem o procedură de eșalonare simplificată a datoriilor. Cum vi se pare că arată? Da, bună ziua. În primul rând, într-adevăr, într-un final a apărut ordonanța mult așteptată de către mediul de afaceri. Dacă ne reamintim, a fost anunțat în urmă cu 2 sau chiar 3 săptămâni de către Ministrul de Finanțe. Într-un final a apărut cam târziu, ce-i drept, chiar în seara zilei de 26, adică în ultima zi în care s-ar fi putut plăti datoriile restante. Practic, această procedură de eșalonare vine la pachet cu o altă măsură care decalează termenul de plată stabilit inițial pentru 25 octombrie, pentru toate sumele rămase neplătite începând cu data de declarare stare de urgență, până pe data de 25 decembrie 2020. Această amânare a fost introdusă pe ultima sută chiar în ședința de guvern și a generat destul de multă neliniște pentru că nu se știa sigur dacă se aprobă sau nu astfel de amânare și atunci toată lumea a stat destul de îngrijorată în data de 26 să vadă dacă într-adevăr ordonanța conține sau nu conține aceste prevederi. În final s-a dovedit că ele au fost introduse pe ultima sută, ceea ce este un lucru bun pentru că practic lasă timp agenților economici să depună aceste cereri de eșalonare conform noii proceduri. Și aici poate ar fi de menționat faptul că procedura este diferită de cea clasică de eșalonare prevăzută de codul de procedură fiscală, pentru că aveam deja în codul de procedură o prevedere în acest sens. S-a dorit o măsură simplificată, așa cum spuneați puțin mai devreme, în sensul că nu e nevoie de garanții. Sunt acordate eșalonări doar în baza unei cereri depuse de contribuabili până pe data de 15 decembrie și sunt incluse în această procedură de eșalonare doar datoriile care sunt de după data instituirii stării de urgență, deci de după martie. Aceste datorii încă nu sunt restante, dar ele sunt cu termene de plată ulterioare lunii martie. Prin urmare, spre deosebire de prevederea generală din codul de procedură care se referă la restanțe, această procedură de eșalonare simplificată se referă la sume care nu sunt încă restante, dar sunt datorate după. Aici e o confuzie de termeni care generează oarecare probleme practice, pentru că sumele respective, nefiind restante, nu sunt în certificatul de atestare fiscală. Ele ar trebui însă evidențiate cumva în certificat ca să poată să intre în eșalonare. Prin urmare, e nevoie de acel ordin pe care ordonanța îl menționează că va fi nevoie să fie elaborat de către ANAF în 15 zile pentru a stabili clar toate aceste detalii tehnice. Ceea ce trebuie însă cunoscut este că această procedură nouă vizează strict datorii de după martie și nu trebuie să existe datorii anterioare lunii martie, adică vizează doar contribuabilii care erau cu plățile la zi până la acel moment. Dacă sunt situații în care sunt datorii anterioare lunii martie, ar trebui pentru acestea să se facă o solicitare de eșalonare pe prevederile codului de procedură existent, adică întâi o eșalonare clasică, să o numim așa, astfel încât acele datorii până 15 decembrie să fie eșalonate conform procedurii uzuale, Uzuale și după aia nemai pe... fiind restante la martie, se poate aplica ulterior această nouă procedură simplificată prevăzută de ordonanța abia aprobată. Da, interesant asta, că nu prea știam exact cum funcționa. Acum discutăm de, ok, avem măsura asta cu procedura de eșalonare simplificată, dar vremurile sunt cumva incerte. Vor putea firmele să se țină de graficul ăla de eșalonare? Mă gândesc că unele nu vor putea să plătească sumele restante anul viitor. Adică nu e... Ordonanța Nu... prevede posibilitatea modificării graficului pe Da, de parcurs. două ori. Exact. Dacă sunt situații în care, să spunem, așteptările contribuabilului, așa cum își face acum un cash flow, se schimbă, să poată solicita o modificare, pare așa cum înțelegem textul că ratele nu trebuie să fie neapărat egale, plățile poate să difere și în timp, în funcție de o anumită sezonalitate a activității, să spunem.
Prin urmare, ar fi acoperit și acest aspect. Acum, în ce măsură toate aceste lucruri vor putea sau nu să fie respectate, toate aceste angajamente, rămâne să vedem pentru fiecare caz în parte. Sunt prevăzute o serie de prevederi care să dea posibilitatea contribuabilului să rămână în eșalonare dacă apar anumite întârzieri pe parcurs, cu plata unor penalități. Deci există o oarecare flexibilitate în acest mecanism și să sperăm că marea majoritate a firmelor vor reuși să respecte aceste eșalonări și să beneficieze în final de anularea penalităților, pentru că ăsta este un mare avantaj dat de eșalonare, că penalitățile de întârziere se anulează. De spus că dobânda pe această perioadă de eșalonare este una extrem de favorabilă, de 0,01% pe zi, deci 3,65% pe an, ceea ce e probabil similar sau dacă nu chiar mai jos decât o dobândă bancară, dacă ne gândim la faptul că de fapt discutăm de un credit negarantat, adică până la urmă la un credit bancar fără garanții s-ar putea dobânda să fie chiar un pic mai mare. Față de dobânda uzuală de 0,02, clar în această situație se prevede o dobândă mult mai favorabilă și e de apreciat că până la urmă s-a venit cu astfel de facilitate de reducere a dobânzii pe perioada de eșalonare. Cum a spus și la început, practic firmele acum pot în continuare să amâne plata taxelor până la 25 decembrie. Nu știu, sunt curios, o vedeți ca o, nu știu, măsură gândită electoral? Pentru că pe 6 decembrie avem alegeri și cumva au încercat să mai tragă un pic, să o împingă după alegeri? O vedeți așa? Nu aș specula în acest sens. Cred că, până la urmă, e o măsură binevenită care să dea o gură de oxigen firmelor. Termenul de 25 îl văd cumva bătut în cuie, pentru că mă aștept ca la acel moment guvernul să dorească să știe exact cam pe ce stă în acest an, adică în deficitul anului curent, să știm exact care sunt sumele care constituie venitul la buget, deci nu mai văd o amânare ulterioară termenul de 25 decembrie. Însă e clar că cei care ar fi avut probleme nu ar fi putut să plătească și atunci orice măsură de executare silită sau alte tipuri de măsuri care să forțeze încasarea n-ar fi generat mari încasări la buget. Și mai ales această procedură de eșalonare venită chiar pe ultima sută nu cred că ar fi putut fi aplicată altfel decât cu o decalare a termenului, pentru că e nevoie de un pic de timp, ce discutam mai devreme, să stabilească detalii de eșalonare, să depună cereri, ANAF-ul să le aprobe, prin urmare se creează acest interval de timp necesar ca lucrurile să se așeze. Mai avem pe aceeași ordonanță de urgență și scutirea de impozit specific la Horeca. Ajută mult chestia asta, pentru că de la Horeca de obicei nu se strângeau foarte mulți bani la buget din impozitul specific. Ca firmele din Horeca aveau nevoie neapărat de măsura asta, că ok, era nevoie, este clar, pentru că nu puteau să plătească pentru faptul că mare parte din timp au fost închise, dar poate ar fi fost, poate, nu știu, nevoie de să li se mai dea ceva, că sunt... Da, într-adevăr, probabil sectorul Horeca e cel mai afectat, probabil arătul de sectorul aviației, să spunem, sau al zonei conexe aviației și partea de aeroporturi și așa mai departe, dar în zona de Horeca impactul acestei pandemii se resimte cel mai acut și vedem că în continuare avem această activitate cu foarte multe restricții. La nivel de principiu, cred că era nevoie de o astfel de anulare a impozitului specific ca urmare a naturii acestui tip de impozit, pentru că e bazat pe niște elemente fizice. Adică, până la urmă, el nu se autoajustează, cum este cazul impozitului pe profit sau impozitului pe venit pentru micro-întreprinderi, unde dacă scad veniturile, cumva, inerent, scade și profitul sau scade și impozitul pe venit la micro-întreprinderi. În cazul specificului, care se bazează strict pe niște calcule legate de suprafață, de coeficient de ajustare, era nevoie de o intervenție legislativă în sensul de a-l anula cu totul, pentru că altfel se datorau sume pentru anumite suprafețe care erau clar inutilizabile ca urmare a unor restricții impuse de autorități. Deci cred că e binevenită, generează avantaje, într-adevăr, poate nesemnificative, însă cred că era în primul rând vorba de o problemă de principiu și cred că e bine că s-a făcut o astfel de anulare. Generează în continuare o serie de aspecte practice care trebuie avute în vedere, pentru că sunt o serie de rectificări care ar trebui făcute la declarațiile deja depuse. Acest impozit este anual cu o declarare semestrială, o dată la iunie, o dată la decembrie.
Practic, acum ordonanța prevede o serie de recalculări care trebuie făcute pentru toate aceste perioade de scutire de-a lungul anului, pe perioada stării de urgență, pe perioada celor 90 de zile date în vară, la fel când a fost anulat impozitul, pe această perioadă scursă de la data intrării în vigoare, deci de pe data de 26 când s-a publicat până la finalul anului. Deci, cumva, calculul e unul destul de minuțios pentru a ține cont de aceste ajustări. Dar, așa cum spuneam, cred că la nivel de principiu e o măsură foarte, foarte corectă. Sunt curios, ce fel de modificări fiscale credeți că ar trebui să se ia până la finalul anului, măcar ca să intre în vigoare de la începutul anului viitor? Știu că la un moment dat aveți la Camera Consultanților Fiscale un set de 100, o parte dintre ele au fost deja adoptate prin diverse acte normative. Cam ce ar fi mai fi nevoie? Nu știu, ceva mai urgent Părerea așa? Părerea mea e că, așa cum arată această perioadă, mai bine rămânem cum suntem. Adică sunt o serie de modificări în Parlament, trimise deja de către guvern ca proiect de lege. De fapt, nu. A fost inițial proiect de ordonanță în vară. Acum este un proiect asumat de către domnul Teodorovici, la acel moment ministrul al finanțelor, și trimise în Parlament undeva în septembrie un set de proiecte care erau cumva elaborate pe durata vacanței parlamentare în cursul anului trecut. Ele sunt în diverse stadii în Parlament. E clar că nu e timp să iasă din Parlament în această perioadă. Conțin lucruri extrem de complexe, n-ar fi timp să se discute, să dezbate, să intre în vigoare pentru a se aplica cu 1 ianuarie. Prin urmare, credem că în această perioadă nu sunt aspecte semnificative care ar trebui modificate. Avem o promisiune din partea Ministrului de Finanțe că nu se intenționează o creștere a fiscalității în această perioadă. Da, despre asta vreau și să vă și... o dezbatere politică pe această temă destul de amplă legată de cum va arăta bugetul. E de înțeles, având în vedere și contextul electoral, tot acest ping-pong și toată această dispută legată de taxe, însă cred că ar trebui să, ca mediul politic să găsească un alt teren de dispută, nu zona fiscală, pentru că nu cred că o instabilitate în această zonă fiscală e binevenită în această perioadă. Cred că ar trebui ca toată lumea să ajungă la un consens și să se înțeleagă că dacă acum 2-3 ani toată lumea critica guvernul de la acel moment că reducerea taxelor într-o perioadă de creștere economică e o măsură prociclică, cred că ar trebui la fel toată lumea să fie de acord că o creștere a taxelor într-o perioadă de criză e la fel de prociclică. Deci în momentul în care economia e pe topogan, nu e cazul să o aruncăm și mai tare pe topogan crescând taxele. Deci cred că e o perioadă în care stabilitatea fiscală e absolut necesară. După ce depășim criza sanitară și stabilizăm cât de cât economia, să sperăm că se întâmplă cât mai repede, dar probabil că nu în prima parte a anului viitor, vom putea discuta și de măsuri pe care să le luăm la acel moment pentru redresarea finanțelor publice. Însă în acest moment, cred că economia e cea care trebuie pusă pe prim plan și să vedem exact cât de multe firme reușim să ținem în picioare. V-ați referit acum la taxe, dar nu știu, oare e posibil, nu știu, să vedem anul viitor, nu știu, vă așteptați sau este o măsură bună să, de exemplu, să se elimine facilitățile fiscale introduse în anii anteriori, după 2016 încoace? 2017, 2018, că am avut multe facilități introduse. Eu cred că nu. Orice schimbare de regim fiscal, chit că vorbim de facilități, chit că vorbim de modificări de cote, nu cred că este binevenit într-o astfel de perioadă. Pentru că acele sectoare sunt cât de cât așezate pe acel tip de fiscalitate, pe acel nivel de fiscalitate și orice modificare le-ar destabiliza. Cred că lucrurile ar trebui lăsate așa cum sunt, cel puțin pentru anul viitor, urmând ca în funcție de cum evoluează situația sanitară și economia, să vedem ce e de făcut începând cu 2022 sau cândva ulterior. Însă pentru anul 2021 cred că toată lumea are nevoie de stabilitate în acest domeniu. Deci, practic, nu vă așteptați să fie modificări fiscale îmi doresc, semnificative. Acum vedem ce se întâmplă după alegeri, însă mi-aș dori ca, așa cum spuneam, mediul politic să ajungă la un consens în acest sens și să reușim să avem un an 2021 stabil din punct de vedere al legislației fiscale și să nu ne trezim iarăși în decembrie cu fel de fel de măsuri de modificări de taxe sau alte schimbări în zona asta fiscală.